Un alt cuvânt pentru invitațiilor noștri, oficialităților, domnule primar, domnule director, Dan Cuțu, stimați domni, stimați doamne, stimați colegi și reprezentanți ai mass media. Am bucuria de a deschide această gală a decernării premiului național Nicolae Iorga, puțin activit. Ne-am obișnuit cu manifestări ample, care începeau totdeauna, dacă vă amintiți bine, la Casa Memorială Nicolae Iorga, cu o întâlnire cu invitații sosiți cu o zi înainte. După care urma simpozionul, care de obicei avea loc în seara polivalentă a Muzeului Județean. Urma o pauză, urmat spectacolul de obicei în sala Teatrului Mihai Eminescu, unde partenerul nostru de an bun, domnul director Diana Peștrei, ne punea la dispoziție absolut tot ce era necesar, inclusiv consultanța de specialitate, pentru a monta una din cele aproape 50 de piese de teatru pe care Nicolae Iorga le-a scris. Așa că nu a scris și domnul primar, pe lângă poet, a scris și 5 volume de poezii. Iorga a scris și piese de teatru și creația sa dramatică, care nu a fost percepută așa cum se cuvenea în timpul vieții sale, a fost interpretată și reinterpretată, iar în perioada acestor 20 de ani care s-au scurs de la instituirea premiului Nicolae Iorga, la acea dată fiind un alt consiliu local și, bineînțeles, un alt primar, domnul Florin Egner, prezent aici pe față, care în punctul discuției libere poate ne va dezvălui și modalitatea în care a trecut această hotărâre de consiliu local cu instituirea premiului Nicolae Iorga, care nu a trecut din prima ședință, necesar o a doua ședință, motive pe care numai domnia sa le știe. Aritmetica, bun. Iată, da, de ce am primit, înainte de spectacol, sau spectacol, depinde dacă simpozionul avea loc în sala de marmură a teatrului, atunci întâi se derula simpozionul și se, apoi spectacolul de teatru și înmânarea premiului. Sperăm